Începem, da? Începem fără emoții, așa, pam, pam. Yo, jupineilor, bine ați venit la un nou episod, deși despre FIFA 21, un super icon pack opening cu 3, cei mai tari 3 șmecheri din România, Ardei, Pufo și Son Goku. Uitați aici, în prim plan. Suntem pe contul lui Pufo, ăsta din stânga, dacă nu știți cine e, dar trebuie să știți. Și deschidem un base icon, dar nu numai, iar la final pregătim un search and discard cu iconul respectiv. Așa că hai să vedem. Încep cu ce pachet? Ardei, alegeți tu un pachet, uite așa, vă iau pe rând. 7. 7? Adică 1. Bun. Hai să vedem cu ce începem. Acum vedeți jocul, nu? Doar. Da. Ok. E port? Cred că e special, nu e special. Nu e. CM? Alan. Ah, adoră. Ți l-a dat din pachetul de 100.000. Da, tot trebuie. Deci 83 ai luat până acum, Ardei. Hai să vedem. Facem așa. Beau. Lăbuț. Alege Son Goku. Mega pe cola. Mega pe cu? Stai că nu ne lasă ăștia să ne desfășurăm activitatea. Iar bagă script pe pachete. La noi s-a schimbat interfața. Hai mă, azi mă. Bun, aici oricum pot să tai eu, dar nu mai tai. Mega Peco, mama aia ta. Ai atacat-o urât, mă. Da, da, cel mai bun, trebuie să pice ceva de aici. Haide. Board, tot e ok. Eu sau nu de? Pania, F-Twinger, tot 83. Sau 84? 83. Bine că l-am băgat mai devreme la ei, zic că... Așa... Acum tu zici, mă. Hai, alegeți pachetul. Deci tu ar trebui să fii ultimul, că... E contul tău, ia că-mi iau eu pachetul. Alege-l tu. Îmi iau eu pe cel mai bun, îți dai seama, măcar să... Hai mă, dă-mă o ca mă. Hai mă! Hai, dă-mă bort, hai, dă capul meu. Dani Garcia. Cel mai slab, bine, eu mereu iau cel mai slab. Zi pachetul. Small Dick. Small Dick? Care? Că sunt două. Stânga, primul. Bineînțeles că sunt 3 gold. Ia uite, ăsta dă workout. Na. Nici bun, suntem ghinioniști noi doi. Hai. Ultimul pachet e pachetul jupinilor. Paiet, mama. Și ăsta acum al cui e? Asta e al jupinilor. Hai să vedem. Și la base icon trebuie să dăm predict, guys. Să vă gândiți deja la un jucător. Boli. Un nimeni. Practic, pe persoană fizică. Așa. Ia ziceți. Fiecare. Ardei, tu ești primul. Inzaghi. Son Goku. Blanc și tu? Copile, e al tău oricum. Eto, sper să-mi picioare. Eto, eu zic că-ți dă... Băi, eu zic exact primul nume care mi-a venit în cap, să nu mă înjuri. Lautrup. Ce-i aia, mă? Ok, hai să vedem. Nu lasi la ghiuri. Hai, guys, hai. Iar mi-a dat sudaciul la video. Haide, mă! Steagul! Bum! Ai rupt, bă! Bravo, Pupu! Bine, mă, cât costă, mă, ăsta, mă? Ți-am dat Del Piero și Dalglish, mă, ești nebun! 1.500.000, cred că e 1.300.000. Incredibil așa ceva. Dalglish! Nu Del Piero! A, best ți-am dat! Păi și Del Piero cui am dat? La un băiat. Ah, mamă, Best și Dalglish, pui, nordici. Interlopi. Ce șansă are ăsta, mă, la pachete, mă? Bă, și-am vrut Eto, sincer. Știi că acum poți să-l pierzi, nu? La search and discard, dacă-l nimerim. Păi, de că, 1.500.000, mă. Outside. 4-5, pua. Uite, am jucat și anul trecut. Elegant vorbește cardul. Hai să pregătim search and discard. Bun, guys, am ajuns și la search and discard. Și-a asumat-o piticul în caz că
Poate își dă el Quixel la, la Icon, nu? Eu nu o să dau, pentru că eu știu, eu l-am pus. Da, băi, și tu trebuie să-mi zici, că asta, asta doare, că poți să-ți dai tu Quixel la el. 3 din 11, șansele sunt mici, dar oricine poate să ghicească. O să începem cine a avut cel mai high-rated jucător. Am avut Muniain în parcă. Cine vrea să înceapă? Hai! Hai, Andrei! Hai! A lăsat domnișoarele primele. Deci avem Ardei, ai văzut formația 5-4-1, la ce te-ai gândit tu așa? Adică la ce am gândit? La ce poziție? Unde crezi tu că l-are pe Dalglish? Center back-ul de? Center back-ul dreapta, zice Ardei. Bă, e sigur că nu vrei să schimbi? De center back-ul dreapta... Nu o să fie Quixel, apropo, îl bagă la tu upgrade ca să nu-l recupereze. N-a fost, a fost un bronz. Mai departe. Vlad Andrei, zi. Eu cred că merg pe right back. Deci pe right winger back, tot pe, pe defensivă. Da. Da. Tot pe defensivă. Fuuu, n-ai vrea tu un right middle? Ba da, ia, mută pe right middle. Bă, eu zic să rămâi pe right back, mă. Nu, mută. Mă, mă omoară copilul. Ok, ai nimerit și tu un bronz și acum ai momentul momentelor. Își dă Quixel Icon sau Sal. Hai, zi. Unde crezi că nu l-am băgat la tine? 1 din 9. Deci ai șanse foarte mari. Center back-ul din stânga. Center back-ul din stâng. N-ai vrea să mergi pe portar? Nu. Mergi, mă, pe portar? Nu. 100%? Da. Bă, ești 100% sigur? Da, mă. Deci center back-ul din stânga? Da. Se pare că copilul, din păcate, nu trebuie să-și bage iconul. Din păcate pentru noi, unde credeți că era? Mai aveți încă o șansă. Oricum nu-i mai dăm. Center middle din stânga? Așa, Ardei. Right back, nu? Și? Ardei, unde ai zis? Keeper. Da, uite, goalkeeper-ul era. Și i-am zis la copii să schimbe pe goalkeeper, să-l bage, dar n-am vrut. Bun, guys, ăsta a fost episodul. Sperăm că v-a plăcut. Poate o să mai facem, rupeți butonașul de like. Eu am fost Jupini cu Jupini aici și pam, pam, pam. Pace, simt, iubire, credință, big boy, big smoke, respect pe viață! Ce vrei să zici, băi, agariciule? Dacă le prindem, s-a dus. Ce faci, măi, autor, pe la ce ai, mă? Eu? Tu!